Preasfințiile voastre, stimate domnule profesor, dragi studenți, stimat auditoriu, bine ați venit la conferința organizată de Centrul Cultural Catolic în această seară aici în aula Anton Durcovici. V-aș invita să începem cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Duhule Sfânt, Dumnezeule, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei noastre de Iași, și-a dorit mult înființarea unui centru cultural catolic. Preasfințite, ne onorează prezența dumneavoastră și vă invităm să ne adresați un cuvânt. Inclusiv despre Centrul Cultural Catolic. L-ați dorit? Excelența voastră, stimate domnule profesor, ucenici, părinți, sunt mai mulți, stimat auditoriu, am dorit într-adevăr foarte mult înființarea acestui Centru Cultural Catolic în dieceza noastră și chiar am insistat la Părintele Antili Iosif, care este coordonatorul acestui centru, să desfășurăm și noi activități culturale chiar intense în dieceza noastră, pentru că știm Iașiul este cunoscut în țară și peste hotare ca un oraș cultural. Așa că mă bucur foarte mult pentru acest debut al Centrului Cultural Catolic aici în aula dedicată fericitului Anton Durcovici. Avem statuia lui acolo. Anul acesta, împlinindu-se 10 ani de când a fost beatificat acest episcop al nostru martir, evenimentul având loc pe stadionul nostru municipal. Conferința, așadar, este organizată de acest centru cultural, este prima dintr-o serie de conferințe care vor fi organizate lunar, începând din acest an. Prin aceste evenimente, centrul nostru cultural își propune să favorizeze dialogul dintre religie și cultură. Ne bucurăm să putem găzdui aceste conferințe. Vă spun bun venit, nu vreau să mă mai lungesc și vă doresc mult succes! Mulțumim preasfințitului Iosif Păuleț pentru cuvântul de salut și de încurajare. Și acum o să vă rog să-mi permiteți să îl prezint pe domnul profesor Gheorghe Ilie Fârte, care va ține conferința în această seară. Din bogatul CV al domniei sale selectez câteva date. Este conferențiar la Departamentul de Științe ale Comunicării și Relații Publice din cadrul Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Anterior a activat la Catedra de Logică, Filozofie Sistematică, Semiologie. Are o experiență managerială la fel remarcabilă. Din 2016 este director al Departamentului de Științe ale Comunicării și Relații Publice. Anterior a fost șef de catedră, membru al Senatului, cancelar al facultății.
Ca educație și formare are studii de doctorat în domeniul filozofie la Universitatea Alexandru Cuza din Iași, cu obținerea diplomei de doctor în filozofie, specialitatea logică. Are stagii de cercetare sau schimb de experiență în diferite țări, o activitate didactică privind discipline precum logică, teoria comunicării, comunicare politică, fundamente ale relațiilor publice, studii de caz, comunicarea de afaceri și așa mai departe. Mobilități de predare Erasmus, activitate de cercetare, a lucrat la diferite proiecte de cercetare, este autor de cărți, articole, studii, din care aș menționa câteva subiecte: logică, comunicare, media, analiza discursului jurnalistic, relații publice, dialog intercultural, orientări politice, credințe populare, credința religioasă în sfera publică. Este membru al diferitor societăți culturale, asociații, centre de studii, colective de redacție. În această seară l-am invitat să ne vorbească despre problema adesea spinoasă a raportului dintre credință și rațiune. Și provocarea pe care am lansat-o domnului profesor a fost aceasta. Există un conflict între rațiune și credință? Este irațional să crezi? Cam aceasta a fost întrebarea de fond, iar dânsul a ales drept titlu pentru această conferință următorul titlu: cât de raționale trebuie să fie credințele religioase ale credinciosului rezonabil. Cineva m-a întrebat ce înseamnă rezonabil și am zis, domnul profesor va fi mai mult decât rezonabil în expunerea sa, în comunicare, și Dumnezeu l-a dăruit cu un talent deosebit în a ști să spună lucrurile într-o manieră și plăcută și inteligibilă. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Preasfințiile voastre, sfințiile voastre, dragi invitați, înainte de toate, îngăduiți-mi să vă urez un an nou fericit, cu sănătate, pace, bucurie, spor în toate. Am acceptat cu plăcere invitația părintelui Iosif de a vorbi despre raportul dintre rațiune și credință. Mi-am propus să nu discutăm în fraze obișnuite, în expresii obișnuite, în truisme. E ușor să spui rațiunea fără credință este sterilă, este rece, iar credința fără rațiune este oarbă. And what? Și ce-i cu asta? Nu? Ce câștig avem dacă rostim formule generale care nu ne ajută să înțelegem cum funcționează rațiunea, ce sunt credințele, cum se formează credințele? În cele ce urmează, voi încerca să acopăr această temă, să răspund la întrebarea cât de raționale pot și trebuie să fie credințele religioase ale credinciosului rezonabil. Voi încerca să construiesc un profil al credinciosului rezonabil, răspunzând la următoarele subîntrebări. Acum, eu m-aș bucura să aveți la îndemână hârtie, ceva de scris. Pe măsură ce vorbesc, puteți să vă notați anumite lucruri, puteți să formulați comentarii, întrebări, puteți să le rostiți la sfârșit, puteți să le puneți pe bilețele. Aș vrea să existe interacțiune între noi. Voi folosi un stil al filozofiei analitice. Mi se va părea uneori că despic firul de păr în patru, dar toate conceptele, toate distincțiile pe care vi le voi propune sunt utile și le veți putea aplica în viața obișnuită. Și haideți să vedem care sunt cele 7 întrebări la care voi răspunde pentru a acoperi întrebarea din titlu. 1. Ce sunt credințele?
2. Cum se formează credințele? 3. Cum putem diferenția oamenii în funcție de dovezile sau temeiurile în virtutea cărora cred? 4. Cum putem influența credințele proprii, respectiv credințele celorlalți? 5. Prin ce se diferențiază credințele religioase de celelalte credințe? Politice, morale, estetice, economice? 6. În ce măsură pot și trebuie să fie raționale credințele religioase și manifestările, expresiile acestora? Și în sfârșit, ultima întrebare, a șaptea, poate și trebuie ridicat gradul de raționalitate al credințelor religioase? Iar dacă da, cum? Și acum, haideți să despicăm firul de păr în 4, în 8, în 16, pentru a înțelege cât mai bine aceste realități. Mai întâi, ce sunt credințele? Vor fi 10 precizări. La fiecare mă voi strădui să vin și cu exemple, astfel încât să poată fi înțelese mai bine aceste lucruri. Prima precizare legată de credință. Ele sunt stări, nu acțiuni. Avem verbul a crede, dar nu credințăm. Îi spui cuiva, crede, el ce trebuie să facă pentru a crede? Că atunci când îi spui cuiva, cântă, el cântă și rezultatul este un cântec. Deci noi nu putem produce credințele printr-o acțiune, în genul în care țin o conferință, eu conferențiez acum, iar rezultatul acțiunii mele de a conferenția este o conferință cu un anumit titlu. Însă nu pot face asta în materie de credință. Ni se cere deseori să credem în ceva sau în cineva, se face un apel. Hai, crede în Dumnezeu, crede în viața veșnică, crede că este păcat cu tare comportament. Și constată foarte mulți că sunt neputincioși, că nu știu ce trebuie să facă, ce acțiune ar trebui să facă, o acțiune concretă pentru a crede asta. Nu se întâmplă, nu se poate întâmpla. Deci nu se poate întâmpla să produci o credință printr-o singură acțiune. E drept, poți profesa o credință, poți să rostești o expresie de genul cred într-un Dumnezeu unic. Ai profesat o credință, ai exprimat-o, poți să o faci sincer sau poți să minți, dar este altceva. Credința este o stare a minții, a individului, a persoanei, diferită de expresia ei. A doua precizare. Credințele sunt stări continue, involuntare. Avem experiențe interioare, stări mentale sporadice. Uneori avem o dorință, dorința dispare. Avem o emoție, o emoție de plăcere, bucurie, supărare, aceste emoții trec. Credințele sunt stări continue, stări care ne însoțesc. Ne însoțesc uneori din copilărie până la moarte. Sunt credințe pe care poate uneori am vrea să le lepădăm, mai ales în anumite momente ale vieții. Mi s-a întâmplat și mie în adolescență, când am avut așa o perioadă mai de rebeliune, parcă aș vrea să renunț, să abandonez niște credințe, dar n-am putut să mă lepăd de ele în felul în care, știu, pot să iau un pachet de șervețele și să-l scot din buzunar și să-l pun deoparte. Deci nu putem să punem deoparte, în mod deliberat, premeditat, după voie, anumite credințe. Nu putem să ne lepădăm de aceste stări. Ne însoțesc permanent. Asta nu înseamnă că rămân tot timpul cu noi. Se pune deseori întrebarea, își poate pierde cineva credința în Dumnezeu? Da. Se poate,
Nu știu care este răspunsul bisericii, dar din punctul meu de vedere, orice stare care este de credință, care este stabilă, am spus, are o durată mai mare, poate să și dispară. Dar oricum, nu dispare atât de ușor precum emoția, o emoție sau o dorință. Sunt involuntare. Nu vorbesc aici de credințele celor care suferă de tulburări obsesiv-compulsive. Îmi amintesc că am văzut un documentar cu asemenea persoană și povestea foarte lucid, foarte sec, cum are mereu senzația că este murdar de sânge pe mâini și simțea acel urge, acel impuls interior irezistibil de a se spăla pe mâini pentru a fi curat. Zice, uite, eu știu că mâinile îmi sunt curate, însă mintea mea îmi spune că sunt murdare de sânge. Mă spăl și iar rațional știu că dacă îmi iau mâinile de sub jetul de apă, ele trebuie să fie curate. Și cu toate acestea, a spus bolnavul respectiv, eu simt impulsul de a mă spăla din nou, având credința, credință patologică, mai exact amăgirea, că sunt murdare de sânge. Deci nu discutăm despre aceste manifestări ale tulburărilor obsesiv-compulsive, ci de faptul că atunci când ni se formează credințele, trebuie să conlucreze extrem de multe alte experiențe, acțiuni, comportamente, întâlniri cu oamenii, expuneri la anumiți stimuli. Deci nu poți at will, prin propria voință individuală, să obții starea de credință respectivă. În al treilea rând, credințele sunt stări mentale identificabile și stabile, indisolubile legate de un substrat material sau fizic. Am în vedere aici rețelele neuronale, procesele fiziologice, semnalele biochimice care circulă în fluxul sanguin, semnalele electrochimice transmise prin sistemul nervos, expresiile lingvistice, comportamentele verbale. Deci, credințele sunt ușor de individualizat. Pot să disting între credința pe care o am într-un creator și legiuitor al Universului, de credința că inflația de numerar pe care o provoacă guvernele și băncile centrale duc la scăderea puterii de cumpărare a muncitorilor. Deci avem două stări mentale, două credințe pe care le pot distinge cu ușurință și pot să-mi dau seama că una este de ordin religios, cealaltă este de ordin politic sau economic. La fel, pot să disting o credință, credința într-un creator și legiuitor al Universului, de dorința de a crede într-un asemenea creator sau dorința de a participa la un anumit eveniment. Deci sunt atitudini teoretice, cum este credința, sunt atitudini practice, precum este dorința sau speranța. Noi putem face distinție între ele. Nu se întâmplă același lucru în cazul emoțiilor. Chiar aici, dumneavoastră care sunteți de față, în timp ce vorbesc, puteți să trăiți un ghem, un amalgam de stări mentale. Unele sunt teoretice, altele practice, unele sunt emoții, unele sunt foarte greu de diferențiat între ele. Însă credințele, cele care sunt stabile și care ne însoțesc o perioadă mai lungă de timp, sunt foarte ușor de delimitat. Vorbeam de substratul fiziologic. Mulți cred că pot să aibă o legătură personală, individuală cu Dumnezeu, fără sprijinul unei instituții, fără sprijinul comunității. Eventual, având exerciții religioase de pietate,
customized, cum spun tinerii acum, adaptate într-o manieră pur personală. Nu se poate așa ceva. În spatele credințelor stau rețelele neuronale. Deci există un amalgam de procese fiziologice, de semnale biochimice care trebuie să se constituie în noi, în hardul nostru. Nu putem rula un soft pe un calculator dacă nu există un hard. Iar acel hard trebuie alimentat la energie electrică. Deci trebuie să existe acest suport fizic perfect funcțional pentru a rula niște softuri, pentru a rula anumite credințe. De aceea, Biserica, de-a lungul secolelor, a recomandat practici de pietate. Uneori a admirat practici ascetice, dar întotdeauna a dat dovadă de reținere atunci când aceste practici ascetice au dus la deteriorarea hardului, a trupului. Este important să știm în ce stare trebuie să se afle trupul nostru, hardul nostru, pentru a rula pe el credințe religioase, dacă este cazul, sănătoase. Și nu credințe parareligioase care, știu și eu, pot să apară din cauza supra-solicitării trupului. În al cincilea rând, credințele presupun consimțământul sau asentimentul cognitiv la un conținut propozițional nefalsificabil sau doar parțial falsificabil. Deci întotdeauna când credem, dăm de înțeles că suntem de acord. Suntem de acord că un anumit conținut propozițional are corespondent în realitate. De exemplu, pot spune, cred în existența Sfântului Efrem cel Nou. Există în calendarul oriental acest sfânt. Acum, eu nu pot da consimțământul la această credință, eu nu cred că a existat Sfântul Efrem cel Nou, întrucât singura dovadă pe care am citit-o a fost că o anumită persoană din secolul 20 a avut un anumit vis în care i s-ar fi revelat că osemintele cuiva sunt ale unui bărbat din secolul 15 care ar fi făcut niște fapte. Pentru mine, ca logician, cu formația pe care o am, dovada este insuficientă. Și chiar dacă aș vrea, n-aș putea să-mi dau consimțământul cognitiv. Poate cineva ar spune, hai că-ți dau o sumă de bani, hai, 1.000 de lei, te rog, fă-mi acest favor, crede în existența lui Efrem Siru. Nu pot. Ar putea cineva să mă tortureze, să mă amenințe cu moartea. Ce aș putea face? Aș putea promite cel mult că pot rosti propoziția, cred în existența lui Efrem cel Nou. Dar asta nu înseamnă că am starea corespunzătoare. Deci, atenție la acest consimțământ al minții. El este cel care definește credința. Și trebuie să fiți de acord că în inima dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, știți exact la ce adevăruri de credință vă dați consimțământul și în cazul căror adevăruri de credință sau adevăruri morale faceți lip of service, adică profesați. Da, cred că, sunt de acord că, dar în inima dumneavoastră credeți altceva. Deci atenție la consimțământul cognitiv. În al șaselea rând, consimțământul cognitiv este dublat de atașament afectiv. Credințele nu sunt indiferente. S-ar putea ca cineva să mă contrazică în legătură cu teorema lui Pitagora. Eu îi spun, da, sau
pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. Și cineva spune, nu e adevărat, domnule, nu e adevărat. Pământul este rotund, nu e adevărat, pământul este plat. De unde vine căldura? De la soarele pe care îl vedem pe cer? Nici vorbă. Ieri era cineva care spunea că exista un soare negru în centrul pământului și el spunea, domnule, cu cât suntem mai aproape de pământ, e mai cald și dacă săpăm, intrăm în măruntaiele pământului, este și mai cald. Iar pe măsură ce ne îndepărtăm de pământ, urcăm pe vârful munților, e mai frig. Ergo, a? Căldura o avem de la soarele negru din centrul pământului și nu de la soarele pe care îl vedem pe cer din sistemul nostru solar. Mă afectează într-un fel asta? Nici vorbă. Râd eventual, mai fac o ironie, mai povestesc cuiva despre lucrurile respective, dar nu mă revolt, nu mă afectează, nu sufăr. Însă, în materie de credințe religioase, mai ales, intervine asentimentul afectiv, punem inimă și ne revoltăm atunci când anumite adevăruri foarte importante sunt nesocotite, sfidate, luate în derâdere, mai ales în public. În al optulea rând, merităm blam pentru credințele noastre, pentru îndoielile noastre, doar în măsura în care se dovedește că acțiunile noastre deliberate au dus la această stare. Eu nu cred că a doua epistolă a Sfântului Petru a fost scrisă de Petru. Am căutat câteva argumente pro, contra și mi-am format această credință. Merit blam, evident mai am și alte credințe pe care mi-e jenă să le spun aici, și îndoieli, la fel, pe care mi-e jenă să le împărtășesc aici. Merit blam pentru credințele, îndoielile mele în materie religioasă, doar dacă am avut acțiuni deliberate de a îmi induce anumite credințe sau acțiuni deliberate de a renunța la anumite credințe. Spre exemplu, dacă mă închid într-o cameră de ecou pe o rețea socială, TikTok, și mă pun sub influența unor lideri de opinie care, iar și iar, îmi repet anumite mantre, iar eu îmi formez anumite credințe eronate, evident că sufăr de, pot fi acuzat, pot fi blamat, pe bună dreptate. Deci avem datoria să fim agenți raționali. Altfel spus, în orice împrejurare, rațiunea noastră trebuie să rămână iscoditoare, activă, lucrătoare, iar voința noastră să fie tot timpul liberă. Nu liberă de influență, că întotdeauna suntem influențați în ceea ce facem. E vorba să nu fim subordonați într-o manieră compulsivă unei alte voințe sau unor împrejurări. Deci, dacă întotdeauna, în toate împrejurările, în întâlnire cu toți oamenii, cu toți liderii de opinie și cu toate sursele de informare, rațiunea noastră a rămas vie, lucrătoare, impecabilă, dacă voința noastră a rămas liberă, chiar dacă sub influențe diverse, nu putem fi blamați pentru credințele, îndoielile pe care le avem. În al nouălea rând, credințele nu subzistă în singularitate sau izolare, ci în rețele hipercomplexe de stări mentale. Credințele religioase sunt amestecate cu cele politice, cu cele morale, cu cele estetice, cu cele metafizice. Credințele sunt îmbinate cu dorințe, cu speranțe. Ele toate stau împreună și se potențiază. Cineva spune, hai să mă lepăd de credința părinților mei. Ok. Dar nu te lepezi de credința, cred în existența lui Efrem Siru. Dacă a fost vorba
de o experiență de credință de decenii, foarte probabil, e vorba de o rețea enormă de stări mentale, în parte teoretice, în mare în parte practice. Și dacă renunți la acel gem, amalgam, rețea de stări teoretice, practice, de credințe și obiceiuri, foarte probabil vei fi destabilizat. Și unii experimentează această destabilizare, fiindcă nu sunt în stare să pună în loc altceva. Eu întotdeauna am aplicat principiul, cultiv credințele pe care le am, până găsesc altele mai bune în loc. Niciodată, niciodată n-am renunțat la o stare mentală, am renunțat la o regulă de conduită, până nu am fost convins că am o altă care să o înlocuiască. Este o iluzie să credem că ne descurcăm la nivel individual. Este o stupizenie să credem că micul opaiț al rațiunii individuale ne va ajuta să ne orientăm în viață. Instituțiile din care facem parte, de care suntem atașați, au acest merit de a încapsula o zestre milenară, o zestre milenară de credință. Iar eu mă bucur, de exemplu, că Biserica Catolică este și romană. Deci trebuie să conștientizeze lumea că avem și moștenirea greco-romană încorporată în tezaurul Bisericii Romano-Catolice. Eu, de fapt, sunt greco-catolic, venit din Maramureș și mi s-a spus din familie de o experiență a preasfințitului Alexandru Rusu, care înainte de a fi arestat a ținut o predică într-un sat Arieșul de Câmp și a simțit că nu o să țină front în egală măsură clericii și credincioșii. Știa că până la urmă cele mai multe oi se vor risipi. Și-a aruncat toiagul arheresc și a spus: veți plânge cu lacrimi de sânge Biserica Greco-Catolică și ce a adus Biserica Greco-Catolică. Și într-adevăr, a fost un tezaur care s-a pierdut. Este păcat să judeci în mod individual credințele, stările mentale. Trebuie să vezi în ce fel se combină ele și cum susțin ele viața individuală, viața societății. Și în sfârșit, a 10-a, credința este o stare calmă și satisfăcătoare de care ne agățăm cu tenacitate, nu doar pentru a crede în general, ci pentru a crede exact ceea ce credem. Pe de altă parte, îndoiala este o stare de nemulțumire din care ne străduim să ne eliberăm pentru a reveni la starea de credință. Ce rezultă de aici? Că omul este un homo credens. Avem o tendință naturală spre credință. Ne place să credem în ceva. De ce? Fiindcă ele ne spun că anumite lucruri există, fiindcă anumite idei sunt adevărate. Adică ne referim precis la ceva în realitate. Noi trebuie să acționăm pentru a ne face viața mai bună. Dar cum poți acționa dacă nu cunoști realitatea, dacă nu cunoști în mod veridic realitatea? Deci avem nevoie de credințe pentru a trăi. Cel care cultivă îndoiala, el de fapt se retrage din realitate. Omul care se îndoiește permanent și își face o practică din a se îndoi, își reduce lumea, fiindcă lumea noastră este compusă din lucrurile în care credem. Nu crezi în nimic, trăiești în nimic. Evident că dacă îți dai asentimentul cognitiv, afectiv, în mod necritic, la orice, e foarte probabil ca lumea ta să fie cu lucruri amestecate, lucruri reale, lucruri ficționale, dar totuși e o lume, o lume în care trăiești. A doua întrebare. Cum se formează credințele? Am atras atenția că
că nu ne formăm credințele credințând, făcând ceva anume, o acțiune, așa cum produc o conferință conferențind. Dar există practici care ne pot duce la formarea unor credințe. Vorbeam în familie despre practicile de pietate din satul meu natal. Cum se formau credințele religioase cândva, în anii 70, când eram eu copil. Evident, erau rugăciune de dimineață și de seară, în comun, public, în casă. Aveai rugăciunea înainte, după masă, în comun. După aceea, în fiecare seară, rozariu la o familie din vecini. Noi, copii, trebuia să recităm decadele. Era novena către Sfântul Iosif, novena către Sfântul Anton. În post era calea crucii, era mersul la liturghie, era mersul la vecernie. Copil fiind, nu știu dacă am ratat vreo vecernie. Erau pelerinajele. Ce vreau să spun? Că în copilăria mea, practicile de pietate care au dus la formarea unor credințe sunt peste ceea ce se întâmplă de multe ori, iertată-mi fie vorba, unele congregații religioase de persoane care s-au dedicat Domnului. Adică e foarte probabil, din câte mi-am dat seama, să nu se ridice nivelul vieții religioase de formare, întreținere, dezvoltare a credințelor religioase în anumite congregații religioase, pe cât existau într-o familie de oameni obișnuiți într-un sat din Maramureș. Și noi ne așteptăm să apară niște credințe extraordinare, niște purtători de credințe extraordinari. Dar de unde să vină? Le spuneam și studenților mei, ce vreți să fac cu voi în 14 întâlniri la care veniți mai puțin, iar când veniți, sunteți detașați. Ce-ar putea face un frizer sau un coafor dacă v-ați duce prea rar la el, v-ați așeza pe scaunul lui și v-ați tot eschiva, nu? Ăla ar vrea să înceapă de undeva să taie din păr, să aranjeze, dar dumneavoastră v-ați eschiva, v-ați mai avea o frezură bună, o coafură bună. Deci poți să ai un rezultat dacă nu treci prin acțiunile care ar duce la rezultatul respectiv. Deci, cum se formează credințele? Identificând interacțiunile cu ceilalți, frecventând locurile care favorizează aceste lucruri. În al treilea rând, cum putem diferenția oamenii în funcție de dovezile sau temeiurile în virtutea cărora cred. Și aici ajungem la credinciosul rezonabil. Sunt trei tipuri de purtători de credință. Primul tip este credulul. El crede tot ce îi se spune fără să ceară dovezi, fără să aibă nevoie de dovezi. Și se întâmplă deseori să aud pe cineva făcând o speculație pură, știu și eu, de genul Adrian Năstase are a doua soție, pe ce te bazezi? Pe nimic. Sau, am văzut chiar la un post de televiziune, Michelle Obama ar putea să preia președinția Statelor Unite în urma unei lovituri de stat. Da? Și au exprimat o credință și au discutat o credință fără să invoce un minim temei, o minimă dovadă în sprijinul tezii respective. Doar oamenii creduli cred în așa ceva. Suntem și noi creduli? Da, în copilărie există o fază a copilăriei credințelor în care funcționează principiul autorității, principiul tenacității.
Ne spune cineva, ne spun părinții, ne spun preoții anumite lucruri în care să credem și noi credem, fiindcă respectăm persoana care ne spune asta. Acum, pe rețelele sociale, credem anumite lucruri și în funcție de numărul de fani, urmăritori, dar și în funcție de cât de des ni se repetă anumite lucruri. Ți se repetă suficient de des o anumită credință, o internalizezi, riști să o internalizezi dacă ești persoană credulă. La polul opus este scepticul, la limită, nihilistul. Scepticul este o persoană care se îndoiește de orice. E un gică contra. El tot timpul are ceva de comentat. Ia să vedem noi dacă lucrurile stau chiar așa. Cum a spus, epistola a doua Sfântului Petru nu este scrisă de Petru. Ho-ho, hai să luăm epistolele lui Pavel, hai să luăm și scrierile din Vechiul Testament, hai să luăm și catehismul, hai să ne îndoim, să vedem dacă e cazul să ne îndoim și de alte adevăruri. Scepticul caută nod în papură. Scepticul întotdeauna are nevoie de supradovezi. Dar înclin să cred că această nevoie de supradovezi este generată de îngânfare. Dom'le, pe mine nu mă convingi cu una, cu două. Mie trebuie să-mi vii cu dovezi serioase. Și nu știu, cred că ați urmărit și dumneavoastră pe YouTube tot felul de materiale stupide, tot felul de provocări. Haideți să facem o dezbatere între un prelat și un ateu declarat. Ia să vedem cine câștigă. Păi aia nu e dezbatere. De ce nu e dezbatere? Fiindcă ateul nu acceptă ca ipoteză să schimbe punctul de vedere. Adică el intră în ring ca la wrestling. Vreau să-l bat pe celălalt, vreau să demonstrez că sunt mai bun decât celălalt. Nu e deschis la adevăr, nu caută să-și liniștească îndoielile. Deci trebuie să ai o atitudine potrivită pentru a intra într-o dezbatere. Trebuie să ai această flexibilitate, această disponibilitate de a renunța la opinie, la o credință, dacă argumentele celuilalt sunt mai bune. Dar scepticul, încă o dată spun, va devaloriza orice dovadă, orice temei. Și în sfârșit avem credinciosul rezonabil, care nu se îndoiește sistematic de orice. Însă, nici nu își sufocă îndoielile, nici nu își pune capul sub obroc, nici nu refuză căutarea dovezilor, contradovezilor. Dau un exemplu. Vorbim despre moaștele Sfântului Efrem cel Nou. Putem demonstra că e vorba de Efrem cel Nou? Nu. Dar putem aplica metoda ADN și putem vedea dacă e vorba de oasele unui bărbat din secolul 15. Asta s-a întâmplat într-o mănăstire bulgară, unde există o raclă cu o seminte, cu bucăți din scheletul lui Ioan Botezătorul. Și au acceptat călugării de acolo să se facă o investigație științifică. Și ce s-a dovedit? Că toate oasele din relicvar făceau parte din același schelet. Scheletul era unui bărbat, a unui bărbat de vârstă mijlocie, care a trăit în Levant în secolul I după Hristos. S-a demonstrat științific că e vorba de Ioan Botezătorul? Nu. Dar e plauzibilă, a devenit mai plauzibilă credința că e vorba de moaștele Sfântului Ioan Botezătorul. Deci dacă ai o îndoială, dacă există o îndoială care își poate găsi verificarea prin dovezi, contradovezi, e bine să o lași să fie lucrătoare. Vedeți? Noi spunem că trebuie să fie lucrătoare credința, dar eu zic că trebuie să fie
lucrătoare, la credinciosul rezonabil și îndoiala. Lăsați îndoiala să-și caute dovezile contra dovezile. Lăsați îndoiala să surpe, să elimine toate credințele secundare, toate credințele greșite. Da? Îndoielile sunt cele care scutură copacul și lasă să cadă fructele care sunt atinse de vierb, de putregai. Avem un sistem imunitar care se menține în formă atacând inamici, bacterii, virusuri. Deci, lăsăm îndoiala să lucreze, lăsăm sistemul imunitar să ne asigure credințe sănătoase, nu credințe care au fost ținute într-un mediu artificial sub capac. În al patrulea rând, cum putem influența credințele proprii, credințele celorlalți? Cum nu putem influența? Nu putem influența prin mită, directă sau mascată. Hai că-ți ofer un avantaj material. Da, dragi studenți, da, nu veți avea foarte mult stres din punct de vedere material, da, nu va trebui să aveți grijă a zilei de mâine, hai, deveniți preoți. Pentru asta, evident, trebuie să credeți în Dumnezeu, în Sfânta Maică Biserică, în toate adevărurile de credință și va trebui să le spuneți și lor, celorlalți asta. Orice le-ai oferi oamenilor din punct de vedere material nu duce la formarea unei credințe. Dacă mă ia cineva să mă ducă la NASA sau la Harvard, credeți că aș crede anumite lucruri? Sau dacă m-ar duce cineva, știu, m-ar alunga, m-ar exila și ajunge în, într-un cort, într-un trip de beduini, mi-aș schimba imediat credințele? Nu. Deci nu poți prin mită, prin avantaje materiale, nu poți prin constrângere să formezi anumite credințe. Uitați-vă ce se întâmplă la pachetele de țigări cu fumătorii. Da? S-au pus pe pachetele de țigări tot felul de avertismente, n-a funcționat. Fumatul dăunează grav sănătății. Ei, da, sigur. Hai că punem și imagini. Imagini șocante. Da, domnule, imagini șocante. Dar de unde ați luat-o asta? De la Cutărescu. Ah, ok, treaba lui Cutărescu. Da? E gâtul meu acolo? E... Nu, nu e gâtul meu acolo. Deci, eu sunt safe, eu sunt în siguranță. Fii atent că o să merge în iad. Ok, când? Mai vedem până atunci. Mai există și alte soluții, mai există și alte poteci de a evita destinația finală. Deci, nu prin seducție, nu prin amenințări, nu prin mită, reușim să influențăm credințele celorlalți. Întâi trebuie să ne întrebăm la noi, cum ne-ar place? Cum ne-ar place să ne formăm credințele? Eu spun, având rațiunea lucrătoare, iscoditoare, lucrând impecabil, corect, producând adevăruri, adevăruri, adică e bine să știi când rațiunea este vie, lucrătoare, sănătoasă, atunci când ne duce la adevăr. Dacă ne-a dus la eroare, la falsitate, dacă ne-am înșelat cu mintea noastră de foarte multe ori, înseamnă că ceva n-a fost în regulă cu noi. Deci rațiunea trebuie să fie sănătoasă, voința trebuie să fie liberă și pe urmă trebuie să căutăm iar și iar și iar temeiuri, dovezi. De ce aș crede? De ce aș crede în viabilitatea Bisericii Catolice? Am tradiția. Am tradiția bimilenară. De ce cred că anumite practici, reguli pe care mi le-au predat, vorba bine, de părinții mei sunt bune? Fiindcă au asigurat supraviețuirea familiei sute de ani. Spre exemplu, taică-mi mi-a spus, ca reguli, întotdeauna ceilalți să-ți fie datori. Nu tu să le fii lor, ceilalți să-ți fie datori ție. Doi, întotdeauna să lucrezi, să nu vină altcineva în urma ta. Trei, fă-i pe ceilalți
să aibă nevoie de tine, să nu se poată descurca fără tine. Deci unde te duci, indiferent ce faci, trebuie ceilalți să aibă mare nevoie de tine, să-ți simtă lipsa. Remarca părintele Iosif, că am fost împreună în 1987 la Zalău. Sfinția sa a fost militar în termen, iar eu eram tâmplar la fabrica de mobilă din Zalău. Aveam 19 ani, eram încadrat muncitor necalificat, făceam muncă de categoria 3-a, maestrul avea nevoie de mine și uneori mă chema pe mine și pe Marius într-un schimb suplimentar, ne plătea suplimentar, pentru a fi sigur că anumite lucruri se vor face la timp și bine. Deci, vedeți, sunt strategii adaptative la care nu renunțăm. Nu renunțăm fiindcă le și-au dovedit viabilitatea, au fost testate. Întotdeauna avem încredere mai mare într-un lucru testat decât într-un lucru nou. Prin ce se diferențiază credințele religioase de celelalte credințe? Credințele religioase întotdeauna trimit la realități supraomenești, supraumane. Credem într-un creator legiuitor al Universului, care este deasupra noastră, pe care nu să-l înțelegem niciodată. Știu că pare ciudat, dar noi deseori, de fapt în toate împrejurările, ne comportăm religios din punctul ăsta de vedere, fiindcă acceptăm să acționăm chiar dacă nu înțelegem jocul în care ne aflăm. De exemplu, într-un film, într-o piesă de teatru, actorii interpretează un rol. Dar nimeni nu înțelege exact locul lui, impactul jocului lui în cadrul întregului. Regizorul, producătorul sunt cei care înțeleg mai bine asta. Dar actorii acceptă să joace, chiar dacă nu înțeleg foarte bine întregul. Am discutat cu un programator venind de la București, încoace, și l-am întrebat ce face. Păi fac module la anumite programe de calculator. Module ce? Adică componente ale unor algoritmi. Dar înțelegi la ce se referă? Nu. Și zic, nu te deranjează asta? Nu. Ok. Deci se comporta religios. Credea că face bine ceva, știind că există o realitate superioară care îi încorporează într-o manieră inteligentă. Deci credem în acest creator legiuitor. Credem în anumite entități care au putere. Iar credem că există o legătură între noi, că există o influență reciprocă. Acum, niciodată n-am crezut că aș putea să-i cer lui Dumnezeu să fie părtinitor într-o anumită situație. De exemplu, să zic că aș merge la un interviu de angajare unde mai sunt încă 5 contracandidați, știu că toți 5 sunt mai buni decât mine, iar eu mă rog Domnului, Doamne, fă-l pe unul să se bolnăvească de gripă, altul să se tâmpească, în așa fel încât eu să iau locul. Adică nu i-aș cere niciodată lui Dumnezeu, care este atotputernic, într-adevăr, ar putea face și asta, nu? Ar putea face să câștige și cel mai slab într-o anumită competiție, dar parcă e necinstit și parcă nici nu ar fi corect și bine pentru mine, fiindcă aș ajunge în mod excepțional într-o situație care nu este pentru mine. Adică mai curând îi spui Domnului să descopere cel mai bun potrivit loc pentru tine. Dar încă o dată e vorba de acest acces pe care îl avem la marele regizor, marele scenarist, marele producător, marele legiuitor și există practici care ne pun în contact. Adevărurile de credință sunt, cum spune Richard Rorty, redemptive truth. Sunt adevăruri mântuitoare, salvatoare, întemeietoare, constitutive pentru personalitatea noastră. Nu sunt adevăruri indiferente. Cum e cu vaccinul anti-COVID-19? Bun, nu e bun? Da, nu mă deranjează nici credințele pro, nici contra, nici îndoielile. Însă în materie de credință, lucrurile stau diferit. Care sunt principalele trăsături ale credințelor religioase care, încă o dată, ne pun în contact cu această realitate supranaturală care ne depășește rațiunea, voința?
Noi consimțim să trăim în această lume și acționăm în funcție de ea. Vivacitatea, tăria, nivelul de înrădăcinare, centralitatea, intensitatea și importanța sau greutatea. Pe scurt, câte ceva despre fiecare. Vivacitatea se corelează cu voința irevocabilă de a acționa. Episcopii greco-catolici au avut credință vie și în mod irevocabil au acționat, respingând trecerea la Biserica Ortodoxă, acceptând să intre în închisori și să moară acolo. Tăria sau rezistența la îndoială. Am citit zeci, sute de lucrări despre Biserica Primară. Știu câte îndoieli există cu privire la autenticitatea unor scrieri. Știu câte cazuri de plăsmuiri, de forgeries, au fost în primele veacuri creștine. Știu care au fost lipsurile, păcatele, crimele unor lideri religioși. Dar asta nu m-a făcut să mă îndoiesc de adevărul întreg, fiindcă era mai important decât o credință particulară. În al treilea rând, vorbim de nivelul de înrădăcinare. Nivelul de înrădăcinare se corelează cu numărul celorlalte stări mentale, teoretice, practice cu care se corelează. Vedeți că de multe ori se spune, ăsta sigur e catolic. De ce e catolic? Acum vin și cu chestiuni mai negative. E un pic cam rigid, ok, da? Obedient, ok? Și un pic masochist, da? Adică catolicul, atunci când suferă, știe că merită să sufere, da? Și uneori se și bucură că o să stea mai puțin în purgator. Deci, ce vreau să spun? Că credințele religioase amprentează toate celelalte stări mentale, teoretice, practice. Așa că lumea își poate da seama în ce crezi, ce credință ai, ce credință religioasă ai, din felul în care scrii, din felul în care te comporți, din felul în care te îmbraci. În al cincilea rând vorbim de intensitate. Când este intensă o credință? Atunci când simțim că suntem foarte aproape de adevăr. Și uneori ni se întâmplă asta atunci când avem reacții electrodermale. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Atunci când vă vizitează un gând special, ați dat de un adevăr, să aveți așa o reacție electrodermală, niște furnicături, niște parestezii, wow, am dat peste ceva important. Da, e un adevăr aici. Sau uneori ți se întâmplă când spui, alteori ți se întâmplă când asculți. Dacă nu ai această intensitate, nu poți să spui că ai o credință religioasă autentică. Încă o să termin, dar trebuie să adaug și acest lucru. Din păcate, tema este foarte importantă, mi-e foarte dragă și am și tendința de a da foarte multe detalii. Eram în Brazilia, la Rio de Janeiro, am intrat într-o biserică. Evident, sunt multe lucruri diferite față de ce se întâmplă la noi. Însă lucrul care m-a frapat cel mai mult a fost felul vivace, intens, în care se rugau. Se duceau în fața unei statui și implorau. Deci aveau această atitudine. Te rog, Doamne, te rog. Hai. E Anton Turcovici, nu? Dar se vedea o relație foarte intensă. Noi suntem înconjurați de icoane, de statui. Nice. Mai facem o genuflexiune, e corect. Asta ni se cere. Unde e de formă? La brazilieni mi-am dat seama că e ceva real, e ceva intens. El chiar credea că e în contact cu Sfântul respectiv, că îi cere ceva și e în dialog cu el. Importanța sau greutatea, numărul intereselor investite în ea. Credințele religioase nu pot fi aruncate ușor la gunoi. Noi putem renunța, de exemplu, la o mașină cu motor pe combustie internă, să trecem la o mașină cu motor electric. Ok,
Mi-am schimbat concepția. Acum sunt verde, da? Am o conduită verde. În cazul credințelor religioase, nu cred să mai complicată. Riști să stai peste cap toată viața dacă renunți la ea. În ce măsură sunt raționale credințele religioase și manifestările acestora? V-am spus care sunt marcării credințelor religioase. Rațiunea a rămas sănătoasă, iscoditoare, lucrătoare. Ea ne duce la adevăr și ceilalți ne confirmă că suntem în adevăr, nu suntem în eroare. 2. Voința ne-a rămas liberă. Da, mi-am internalizat anumite stări de credință. Ele se corelează cu dorințe, cu speranțe, dar ele nu m-au subjugat total. Mi-am păstrat libertatea, liberul arbitru. Pot spune nu. Dacă nu pot spune nu, dacă nu pot face într-un anumit fel, înseamnă că ceva e greșit. Vorbim și trebuie să vorbim despre raționalitatea exprimării credințelor religioase. Este mai important în spațiul public. Probabil ați văzut în Occident musulmanii care se roagă pe străzi cerând mai multe moschei cu ajutor de stat în care să se roage. Cât de rațională este această acțiune de a te ruga în public doar pentru a șoca? Nu asociez niciodată raționalitatea cu manifestarea haotică, disruptivă a credințelor. Prin ceea ce spui, prin ceea ce faci. Spre exemplu, nu te duci la o dezbatere științifică doar cu argumente religioase. Nu te duci la dezbaterea unei legi în Parlament, a unei legi coercitive, de exemplu, o lege menită să interzică avortul, prezentând exclusiv argumente religioase. Este irațional să invocăm credințe religioase, doar credințe religioase, parțial falsificabile sau nefalsificabile, pentru a ne susține un punct de vedere. Trebuie să intrăm în jocul, trebuie să respectăm regulile jocului dezbaterii respective. Dacă e vorba de o dezbatere seculară, atunci trebuie să venim cu argumente seculare. Putem adăuga și argumente religioase, dar trebuie să avem pregătite argumente seculare. Deci nu voi spune într-o dezbatere pe marginea unei legi de interzicere a avortului, Dumnezeu interzice asta, dar putea ca pentru celălalt să nu existe Dumnezeu sau Dumnezeu să-i permită inclusiv infanticidul. Nu? Spun, ok, eu am acest precept religios, dar pe lângă asta îți voi dovedi cu argumente din psihologie, din sociologie, din antropologie, că avortul este greșit și că ar trebui interzis sau măcar limitat. Deci, nu ne manifestăm haotic, fără discernământ, credințele religioase. Și, la sfârșit, poate și trebuie ridicat gradul de raționalitate al credințelor religioase, da? Foarte mulți credincioși rămân în faza credulului sau al celui care nu și-a lăsat niciodată îndoielile să-și facă jocul. Îndoielile legitime, nu îndoielile compulsive. Lăsați îndoielile să-și facă jocul. Lăsați dovezile să se strângă. Cultivați-vă competențele logice. Adică să vedeți în ce măsură mărturia cuiva, anumite date factuale, anumite date statistice, susțin o anumită credință. Nu acceptați fără rezerve ceva. Fiindcă dacă acceptați fără temei o credință, chiar și o credință religioasă, vă veți lepăda de ea fără temei. Dar dacă știți în ce credeți, parcă sunt Apostol Pavel, spunea, noi știm în ce credem, dacă știi în ce crezi, nu vei renunța, chiar dacă vor fi o sumedenie de alte
dovezi, contradovezi pe care le vei lua în considerare. Cam atât am spus ca intro, ca pregătire pentru alte dezbateri pe marginea credințelor religioase. Aveți curajul de a crede, dar de a crede în mod rezonabil, de a crede lăsând îndoielile să-și facă jocul. Doar astfel vom fi respectabili și respectați, fiindcă nimeni nu ne respectă decât în măsura în care suntem respectabili. Credințele noastre religioase trebuie să fie respectabile, să fie tratate cu respect și vor fi tratate cu respect atunci când vom putea prezenta dovezi, dovezi serioase, dovezi demne de a lua, de fi luate în considerare. Vă mulțumesc pentru atenție și aș vrea să avem și o parte interactivă. Mulțumesc mult! Preferați să rămâneți în picioare sau mai bine așezați? Așa, exact cum spunea și domnul profesor, aveți posibilitatea de a interveni, avem microfoane la dispoziție sau dacă cineva a scris sau dorește să scrie, poate să scrie întrebarea pe o pagină. Mulțumim din suflet, domnule profesor, pentru această conferință excepțională. Eu mărturisesc că ori de câte ori îl ascult pe domnul profesor Fârte, vorbind despre chestiuni religioase, îl ascult cu maximă atenție pentru că dânsul face o analiză așa la rece și eu mă bucur din suflet că în această sală sunt preoți și viitori preoți și le amintesc studenților adesea, le-am spus să aveți grijă că atunci când veți vorbi mâine oamenilor la predici, aveți oameni de această talie, de talia domnului profesor. Și le spun de multe ori, aveți grijă să nu dezamăgiți acești ascultători, care nu sunt creduli, nu sunt nici sceptici, ci sunt oameni rezonabili care așteaptă un discurs creștin credibil. Și de fiecare dată când dânsul vorbește despre religie, eu ca preot, dar spun noi ca preoți, eu cel puțin așa, mă simt observat cu mare atenție și dacă noi am înțelege ceea ce înțelege dânsul, ar fi extraordinar. Pentru că, de pildă, ne plângem de faptul că oamenii părăsesc biserica, că se duc în străinătate și nu mai frecventează biserica. Și te întreb cât de solidă a fost credința lor religioasă de vreme ce, ajungând într-un alt context, pur și simplu nu mai practică credința respectivă. Mi se pare că domnul profesor ne-a deschis ochii spre înțelegerea acestui lucru. Există o fenomenologie a credințelor religioase și dacă noi ca preoți, nu preoți, episcopi, nu simțim, să spunem, acest ritm al omului de astăzi, omul nu mai relaționează cu noi sau pur și simplu nu mai găsește inteligibil și credibil discursul nostru religios. Și mi-am adus aminte de un lucru, eu am studiat la Roma, am făcut o licență la Institutul Pontifical Biblic și rectorul de la colegiul nostru ne spunea așa, zice, cine studiază la Institutul Pontifical Biblic trece prin școala ateismului pur. Institut pontifical, dar școala ateismului pur. Era, bineînțeles, un mod de a zice, pentru că nu era vorba de așa ceva, dar orice chestiune, inclusiv autorul celei de-a doua scrisori a Sfântului Apostol Petru, e o chestiune în discuție și absolut totul trece prin acest exercițiu rece al școlii critice. Și prin această școală critică s-a ajuns la rezultate extraordinare. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și preasfințitului Petru Gergel că nu m-au trimis la studiu la filozofie, eu vreau să studiez filozofie
și țin la această disciplină și astăzi, dar am avut norocul de a studia Biblia într-o școală extrem de lucidă și astăzi beneficiez din plin de acea abordare biblică și probabil că lumea înțelege ceva din ce spun, că nu degeaba mă mai cheamă pe la predici și am și o invitație la exerciții, la misiuni, iarăși pentru postul mare. Acum o să vă invit să adresați întrebări domnului profesor sau, știu, să interveniți pe marginea subiectului care a fost dezbătut. Părintele Fabian Doboș. Cred că am pus primul mâna pe microfon din timp. Înainte de a-i mulțumi domnului profesor, vreau să spun că nu l-am văzut niciodată pe părintele Bogdan să se bucure atât de mult de un astfel de discurs. El care este filozof. Dar dincolo de toate acestea, faptul că n-a sunat niciun celular, că nimeni n-a fost neatent, dimpotrivă. E vorba de o mărturie de credință înainte de toate, domn profesor, și în locul 2. O leacă cel puțin pe mine și pe Bogdan, cu siguranță, ne-a spus pe gânduri. Cum adică? Lasă dubiu să-și facă rolul sau să se dezvolte. Dacă puteți cumva explica, pentru că și pe mine m-a spus în criză cu această idee. Adică e bine să fim în dubiu? Bun. Și Iisus Hristos a acceptat înainte de a-și începe lucrarea publică să fie ispitit, cercetat, concret a ispiti pe cineva înseamnă a-l cerceta cu ciocanelul pentru a vedea unde este punctul slab. Deci când suntem ispitiți, suntem ispitiți pe toate părțile. Suntem ispitiți cum zugravul încearcă să dea jos tot ceea ce nu este bine lipit. Și este o lucrare bună, zic eu, fiindcă stările mentale de credință care rezistă la acest exercițiu la care ne supunem și în care cerem și ajutorul celorlalți. Noi nu suntem Iisus, nu suntem Fiul lui Dumnezeu, să ne descurcăm singuri în încercare. Atunci când lăsăm îndoielile să-și facă jocul, da? Și eu am făcut gripă luni, acum sunt în fața dumneavoastră, dar n-am stat singur, aveam soția, am avut medicamente, adică n-am spus organismului meu, hai, descurcă-te, sunt niște îndoieli pe acolo, că aș fi sănătos, hai, descurcă-te. Nu. Dar pe de altă parte, nici nu-i ținem, dar nu ne ține mintea oarbă, refractară la îndoielile, dovezile, contradovezile din jur. Am spus la o altă întâlnire că mi se pare ciudat că preoții la predică răspund la niște întrebări pe care nu ni le mai punem, dar refuză să explice pasaje din Biblie care sunt controversate. Nu intru în amănunte, dar ar putea avea o temă numai despre asta, despre lucrurile pe care aș dori să le trateze preoții la predică, despre întrebările la care aș vrea să-mi dea preoții răspuns și nu-mi dau. Dar asta se întâmplă fiindcă acceptăm din comoditate o lume a certitudinilor. Iar eu spun, riscați. Bun, suntem între prieteni. Am avut de multe ori rezerve față de anumite luări de poziție ale Sfântului Părinte Francisc. Dar cineva a observat foarte bine când am avut întâlnirea de a treia an, semen teribil cu Sfântul Părinte în abordare. Da, chiar asta e. Fiindcă și eu spun că trebuie lăsate lucrurile să intre în competiție un pic, să se confrunte. Trebuie să discutăm niște lucruri, trebuie să ne întâlnim cu niște realități, cu niște oameni. Fiindcă altminteri, apropo de părăsirea bisericii, altminteri nu facem trimitere la lucruri care sunt reale, care există. Vedeți, noi trebuie să avem sentimentul că am intrat în contact cu ceva real, da?
cum ne dăm seama că ceva este real și nu în imaginația mea? Acest pahar este real. De ce? Fiindcă nu pot să fac orice cu el. Așa-i? Îmi opune rezistență. În imaginație, eu pot să fac orice, cu oricare dintre dumneavoastră. Dar ceea ce plăsmuiește mintea mea în imaginație, nu e real. Ei, de ce unii oameni abandonează religia? Fiindcă ei nu mai văd acele realități, nu le mai simt. Vedeți, se întâmplă deseori să se recite niște adevăruri de credință. Hai, cele 7 păcate capitale sunt, cele nu știu câte virtuți sunt. Ei, lumea recită, dar nimeni nu simte realitățile respective la care se referă. Vorbim despre judecată, rai, iad, purgatoriu. Există? Simți că există? Le simți ca atare? Pupăriu în inima dumneavoastră că mulți nu credeți asta. A, veți spune că unde? Așa ne învață Sfânta Maică Biserică. Evident că și eu spun asta. Așa ne învață Sfânta Maică Biserică. Dar cercetați-vă în adâncul inimii, adâncul minții și întrebați-vă, v-ați dat asentimentul cognitiv și afectiv? Că doar știți foarte bine, nu vă puteți minți. Fiindcă spunea Toma d'Aquino că niciun om nu este lăsat să se pervertească într-atât încât să creadă în lucruri pe care le consideră false. Deci, să avem încredere în rațiune, voință, harul lui Dumnezeu și să lăsăm îndoielile să-și facă jocul. Având sprijin instituțional, având sprijinul celorlalți al comunității, cu prudență, cu discernământ, dar să nu refuzăm îndoiala. Așa cum nu trebuie să refuzăm nici boala. Da, aș adăuga, pentru că ați menționat Scriptura, mă gândesc la cazul apostolului Toma. Iisus apare la 8 zile, așa, și îi se adresează direct lui Toma. Iisus ia în serios dubiul lui Toma. Da? Cumva, pare că îl ceartă, dar îl ceartă așa cu bunătate. Dacă nu ar fi luat în serios, nu ar fi apărut. Dar nu, a luat în serios dubiul lui Toma și a venit cu o dovadă. Și încă ceva. În Vechiul Testament, cât de obraznic a fost Iov? Bun, era supărat tare. Dar în relația cu Dumnezeu a fost teribil de impertinent. Iar trei prieteni, așa zici prieteni, s-au erijat în avocați ai lui Dumnezeu. Iar la sfârșitul sfârșitului, a fost șocant pentru mine să citesc asta, a spus, Iov a grăit cu dreptate obraznicul, impertinentul, care avea o groază de întrebări, puține răspunsuri, iar cei trei care l-au apărat pe Iisus, taman ăia au fost condamnați și s-a spus, atenție, rugați-vă, dar cereți-i lui Iov să se roage pentru voi ca să vă iert. Așa că nu să știm cine pentru cine se va ruga pentru iertare. Îi dăm cuvântul părintelui Bogdan, recunosc și aceeași impresie am avut și eu ca părintele Fabian, i-am văzut reacțiile. El este unul care în general nu pune foarte mult preț pe aceste întâlniri obișnuite. În schimb, această conferință... Ce dovadă aveți? Am mai multe dovezi pe care nu le pot aduce. Am zis așa, pentru contrast. Deci, realmente, l-am văzut entuziasmat, pentru că este adeptul unui tip de creștinism exact de această... Deci, și cred, dar îmi folosesc și rațiunea. Te rog. Deci, da. Vreau să explic de ce sunt încântat. Sunt încântat de domnul profesor, pentru că am întâlnit aici, în carne și oase, de obicei mă confrunt prin cărți cu asemenea situații, cu un logician. Adică asta înțeleg, nu? Din ceea ce predați, dar și din modul în care ați prezentat, nu? În care s-a prezentat viziunea dumneavoastră. Și mi-a venit în minte, nu? Credința în limitele rațiunii pure. Da? Adică mi-a venit în minte Kant. Și cu siguranță nu e un mod de a vedea și de a înțelege credința, dar și mi-ar place confruntarea aceasta. Eu sunt mai degrabă platonic, augustinian. Dacă vreodată v-ați spus problema aceasta, nu?
Credința ca o formă de a vă scoate din propria. Adică nu există riscul ca logica, nu această logică vie, adevărată, nu ne face să ne simțim, dar nu există riscul să devină la un moment dat captivă, să rămână o formă de captivitate. Pentru că m-a surprins când mi-a zis, noi spunem lucruri, dar nu prea le credem. Nu? Și e foarte adevărat, adică acum să fac, cum se cheamă, studii, nu? Și în Occident, cred că mai mult de jumătate din cei care au fost întrebați, ei nu mai cred în viața de după moarte. Dar n-au nicio problemă să meargă la biserică sau... Vreau să scot în evidența asta, mai are forță adevărul religios să ne scoată din logica rațiunii pure a lui Kant, în sensul că noi, oamenii moderni, suntem cu toții kantieni, chiar dacă vrem sau nu vrem să recunoaștem. Adică noi suntem cu toții victima propriilor noastre proiecții. Da, și toată și psihologia modernă, toți vorbim despre, da, nu mai vedem realitatea, vedem ceea ce noi proiectăm asupra realității. Simțiți ca un... Religia în limitele rațiunii, da, am citit, nu mi-a plăcut deloc, fiindcă o religie în limitele rațiunii e lălâie, e plictisitoare și chiar nu merită practicată, nu are niciun haz, nu are nicio miză. Schiloadă. Se pune problema relației dintre rațiune, știm care sunt limitele ei, și univers. Universul cu realitatea, cele văzute și nevăzute. Sunt mai multe în cer și pe pământ decât pot simțurile noastre să constate, poate mintea noastră să judece. Nimeni nu se îndoiește de asta. E clar că suntem infinit depășiți de universul mare, universul mic, la nivel infraindividual. Dar atenție! Rațiunea este absolut necesară, acea rațiune vertebrată de logica aristotelică, atunci când vrem să vorbim despre anumite lucruri, inclusiv despre lucrurile văzute, nevăzute. Deci, rațiunea este cea care ne permite să vorbim despre. S-ar putea ca universul să nu fie exact la fel alcătuit cum e mintea noastră. Altfel spus, ar putea să nu existe un izomorfism între mintea mea și realitatea Universului. De acord. Însă rațiunea mea este cea care îmi permite să spun ceva, să bâlbâi ceva, să aproximez ceva cu privire la acele realități. Iar rațiunea rămâne rațională dacă își cunoaște limitele. Așa cum vorbeam despre soldatul Ilie Fârte, care a participat în niște manevre militare, credeam că fac niște lucruri stupide, era transmisionist în cadrul unei companii de infanterie și spun, ce lucruri stupide facem noi? Uite cum mergem, cum aruncăm niște petarde, dar pe urmă am aflat, de la nivel de comandament, că totul a ieșit brici, că de sus lucrurile se vedeau foarte bine. Deci am acceptat limitele rațiunii mele individuale. Aveam o perspectivă rațională limitată, dar era rațională, gândeam cu mintea mea. Evident, este irațional să te bazezi numai pe mintea ta. Îmi spunea cineva, hai să interpretăm Biblia. Așa, de la zero. Dumnezeule mare, ce te face să crezi că mintea ta individuală este suficientă pentru a da o interpretare corectă unui text atât de complex? Că uite, ai o comunitate de mii de învățați care numai cu asta s-au ocupat și că n-au dat toate răspunsurile și crezi că o să poți tu de unul singur? Sau înainte de 90 aveam economia planificată. Sărăcie mare. De ce a fost sărăcie mare? Fiindcă existau niște planificatori care credeau că știu ei mai bine cum trebuie organizate lucrurile. Și a venit economia de piață cu ordinea spontană și a spus, ok, unele lucruri le ghidăm prin reguli, principii generale, alte lucruri se întâmplă, se auto-organizează de la sine. Deci în felul ăsta spun că este indispensabilă rațiunea, este omniprezentă rațiunea în viața de credință, în formarea, întreținerea, dezvoltarea
credințelor religioase, dar rațiunea vie iscoditoare, sagace, care ne duce la adevăr și care își cunoaște limitele. Niciodată un logician nu va spune, pot în interior cu resursele unui sistem formal să dovedesc consistența unui sistem formal, tip logica predicatelor. Kurt Gödel a vorbit de teoria incompletitudinii. Deci nu putem, indecidabilității. Nu o să mă apuc eu cu mintea mea să judec cum stau lucrurile la nivelul Universului, să stau alături de Dumnezeu, eventual să-L sfătuiesc ce să facă într-o anumită împrejurare. O întrebare așa. Domnule profesor, vă rog să expuneți în ce măsură este rațională trecerea de la o confesiune la alta din cadrul aceleiași religii. De exemplu, trecerea de la confesiunea ortodoxă la cea catolică și sau invers. Mulțumesc. Anonim. Bun. E rațională și trecerea de la confesiunea ortodoxă la cea la religia musulmană sau la starea de fără religie. Deci, întotdeauna sunt puse în joc dovezile și contradovezile pe care le avem în sprijinul unor credințe. S-ar putea ca cineva, în sânul confesiunii pe care o are, să nu găsească, să nu primească întrebări la îndoielile care îl frământă, îndoieli legitime pe care îl frământă. Și atunci trece la o altă confesiune. În Brazilia, dacă tot am pomenit de Brazilia, în Brazilia mulți catolici trec la cultele protestante, neoprotestante, harismatice. De ce? Fie că acolo societatea este fracturată, am văzut-o cu ochii mei. Deci am văzut pe cei foarte bogați, izolați în bunăstarea lor, în enclavele lor, îngrădite, păzite. I-am văzut pe cei săraci în favele, dormind pe trotuare. Aveau nevoie de mai multe răspunsuri. Nu? Biserica este universală, da? Biserica, acesta este poporul lui Dumnezeu. Dar cum Dumnezeu? Acest popor este atât de divizat. De ce suntem atât de marginalizați? De ce există această fractură în sânul poporului Dumnezeu? Și s-ar putea ca unii să nu fi suportat consecințele, adică nu puteau acomoda această scindare socială, materială, cu predicile. Suntem împreună, toți. Acum, sunt congregații religioase care lucrează, au operă misionară în favele, dar e vorba de țesătura socială, adică de felul în care este organizată societatea și unii, pe drept sau pe nedrept, acuză Biserica Catolică că a creat această structură socială cu scindări, cu diferențe atât de mari între cei bogați și cei săraci, între cei care au ceva de spus, luați în considerare, și ceilalți care nu contează. Harismaticii i-au făcut să pară importanți, să fie luați în considerare, individualii, se spune pe nume. O să vedem când o să devină majoritar, dacă o să devină, dacă o să mai aibă aceeași grijă față de fiecare individ. Dar revin, sunt raționale toate schimbările, inclusiv pierderea credinței. Eu am fost de multe ori în pericol să-mi pierd credința. Cu totul, deci nu așa, cum e cu autenticitatea epistolei. Astea sunt fleacuri. Am avut îndoieli foarte mari. Din fericire, eșafodajul a rezistat. Nu? Temelia a fost bună, sănătoasă. Dar depinde cum ai construit credința și după aia cu ce te confrunți. E ca la sistemul imunitar. Nu?
ok, ai fost cocoloșit, ai fost crescut într-un anumit fel și pe urmă ești trimis în lume, cu ce te confrunți? Ai fost pregătit pentru confruntarea cu îndoielile respective, cu realitățile respective? Uitați, pe mine, de exemplu, nu mă emoționează absolut nimic. Deci eu sunt foarte activ pe rețelele sociale în calitate de receptor. Citesc tot felul de abuzuri în Biserica Catolică, tot felul de erezii care sunt formulate de clerici. And what? Care instituție nu are asemenea realități? Am discernământ, știu să disting lucrurile esențiale, fundamentale, de cele care sunt secundare. Mă uit la mine din când în când așa și mi reamintesc că aici eu nu sunt perfect, că dacă ar fi să îmi pun așa pe o coloană lucrurile pozitive și cele negative, ok, ar fi vai de mine. Eu aș mai adăuga un lucru, eu spun adesea și la predici, le spun părinților, este o greșeală imensă când de pildă copilul vine și le întreabă, tati, cine este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? Îl întreabă lucruri despre credință și el îi spune, ai, nu mă întreba de asta, du-te și te joacă. Copilul ăla nu mai întreabă despre Dumnezeu și nu se mai interesează pentru că s-a lovit de un refuz. Și noi putem face greșeli mari în pastorație când vine un credincios și spune, părinte, am niște îndoieli, am niște dubii, putem vorbi, îmi puteți spune un pic, putem vorbi despre asta. Și tu îi spui, fiule, du-te și te roagă. Du-te și te spovedește și te roagă că ai o problemă. Omul ăla va rămâne cu un creștinism infantil. Nu va crește pentru că mi-a cerut mie ca păstor, ca preot, să îl ajut să crească. Vreau o credință mai rezonabilă, mai fondată și eu i-am dat un răspuns neadecvat. Aici trebuie să fim atenți pentru că suntem penalizați pentru aceste lucruri. O adăugire, cred că Richard von Brandt a menționat undeva că în pușcărie un ateu a fost impresionat de un călugăr ortodox cu o viață foarte elevată, sfântă, și a văzut spiritul de abnegație, felul în care a ajutat pe ceilalți, sinceritatea cu care îndura necazurile și l-a întrebat, părinte, cum e Dumnezeu? Că eu n-am avut niciodată tangență cu El. Și a spus, e ca mine. Aha, ok, acum am înțeles, nu? Cam cum e Dumnezeu, cum acționează Dumnezeu. Deci dacă poți oferi asemenea exemple, vii. Ai argumente convingătoare. Alminteri, dacă îl pui să recite niște formule, el nu va vedea niciodată realitățile din spate și atunci va trece de la niște formule la alte formule. Revenim la esența Bisericii Catolice, esența conduitei catolice. Care ar fi elementele fundamentale? Eu aș spune, din punctul meu de vedere, stoicismul în încercări. Da? Deci trebuie să accepți cu resemnare, cu încredere, că treci printr-o furtună. Deci această răbdare, stoicism, nu e bine, tărie, da? Că stoicismul înseamnă apatie, nu. Deci nu ești privat de suferință, de îndoiel, nu. Ești încărcat de emoții negative și cu tot aia să tu mergi mai departe, traversezi această vale a plângerii. Ei, și ai această tărie, nu fugi, rămâi acolo. Da, catolicul rămâne acolo, nu fuge, nu părăsește frontul. După aceea, loialitatea totală, loialitatea față de celălalt. Nu? E fantastic să vezi actori la Hollywood, catolici, educați catolici, ei spun că și-au pierdut credința, sunt lapși, dar constați că au trăit în stil catolic o viață întreagă. Au fost căsătoriți cu același partener, sau soție, o viață întreagă. Deci loialitatea față de familie, față de copii, față de colegi, este în spirit catolic. Dacă lucrurile astea nu se văd în conduita unui catolic, înseamnă că nu este ancorat în aceste realități. Și atunci, dacă nu este ancorat în realități, trecerea de la o biserică la alta, confesiune la alta, este... Sigur. Îi dăm cuvântul părintelui Iulian Robu, profesor de teologie fundamentală. Părinte Iulian.
Vă mulțumesc frumos, vă mulțumim frumos pentru această conferință profundă și consistentă. Jean-Luc Marion, un catolic, laic, spunea că noi creștinii suntem botezați în numele Sfintei Treimi, ne tragem numele de la Hristos, care este Logosul Tatălui. Și de aceea trebuie să fim logici. Când ne trage numele de la Logos, de la Hristos, care este rațiunea care a creat acest univers. Și de aceea avem o datorie față de rațiune, o datorie față de Logos, față de Hristos, cel care a pus ordine în acest univers. Și de aceea spunea el că printre păcate, unul dintre cele mai mari păcate pe care le poate face un creștin botezat, pentru că toți suntem botezați și avem o datorie față de Logos, spunea că este și păcatul prostiei, pentru că este împotriva rațiunii. Și de aceea el insista, citiți, citiți, studiați, studiați. Pentru că avem o datorie față de Logos. Pentru cei care încercăm să predăm știința teologică, care ar fi sfatul unui profesor de logică pentru ca știința noastră teologică să fie cu adevărat logică? Și a doua întrebare se referă la faptul cum putem face noi, toți cei botezați, să îndeplinim această datorie față de Logos. Mulțumesc! Da, probabil ați citit sau ați constatat cum funcționează legea entropiei, că există o tendință spre dezordine, mai exact, spre realocarea resurselor, această tendință care zguduie toate structurile de ordine și cele mai precare dispar. Dacă nu întreții o casă, nu ai pus o casă în vârful unui munte, pe un deal, dacă nu întreții, vânturile, ploaia, intemperiile, până la urmă o s-o pună jos. Există această tendință în natură. Vedem și în comunități, în Biserica Catolică, care este, se spune, foarte rigidă. Nu este suficient de rigidă la cât este de mare, fiindcă trebuie să păstrezi spiritul de ordine, trebuie să creezi sincronie pentru a menține ordinea și a semnala nevoia de ordine, fiindcă permanent trebuie semnalată principiile care asigură ordinea. Asta trebuie să predea, cred eu, profesor de teologie, această idee fundamentală că Dumnezeu este cel care reverberează ordine sau imprimă ordine prin noi câteodată, prin celelalte lucruri și trebuie să recunoaștem aceste structuri de ordine la toate nivelurile, inclusiv în mintea noastră. Unii vorbesc despre teoria fractalilor, n-are rost să complicăm lucrurile, dar e clar că există atractori, există principii de organizare care se replică la diverse niveluri. Dezordinea din conduita cuiva reflectă dezordinea din mintea cuiva. Dezordinea din conduita cuiva decurge din dezordinea de la nivelul vorbirii, comunicării, de la nivelul minții, al reflecției. Deci, trebuie să-l prezentăm drept creator, legiuitor, care se manifestă cu aceste principii de organizare, dar spunem exact care sunt ele. Și după aceea vedem până la nivelul comportamentelor observabile cum se manifestă această ordine. Cum se manifestă în discurs, cum se manifestă în conduită, în viața practică a unui soț. Ce ar face un creștin pentru a respecta logosul, da? Un principiu de organizare. Am citit, este pe Archive imediat, Archive.org, am o groază de lucruri de spus, da? Poate ne mai vedem. Da, ne mai vedem, am sigur. Găsit 6 volume de cazuistică iezuită. 6 volume, sfârșit de secol XIX. Era să intru sub masă, era să
îmi pun certificatul de botezat aici, zic, vai de steaua mea, nu sunt catolic, fiindcă la nivelul anului 1900, o văduvă, femeie simplă, analfabetă, s-a dus la confesarul ei cu niște probleme de conștiință, care pentru cei mai mulți nu înseamnă nimic. Și erau probleme reale. De exemplu, soțul era hoț, a furat niște lucruri și acum se întreba, în condițiile care nu exista un stat asistențial, în condițiile care rămăsese singură cu 6 copii, cât să restituie din ceea ce a furat soțul. Și acum am gândit, Dumnezeule mare, hai să vedem câți politicieni se întreabă cât ar trebui să restituim, da, ca să fim în regulă. Deci principiile de ordin și cealaltă întrebare se legau cumva, nu? Erau în principiu, erau, cred că este. Da. Da, putem trece la următoarea întrebare și să încercăm poate răspunsurile mai așa, pentru că timpul e un pic împotriva noastră. Ne scrie un student la filozofie următoarele și zice, atunci când vorbeați despre hardware și software, am sesizat o nuanță și anume că trebuie să întreținem softul prin anumite acțiuni, setul de credințe. De ce? Pune această întrebare și apoi zice, credeți că acesta este un argument satisfăcător pentru un individ care nu se află nici în starea scepticului, nici în cea a credinciosului rezonabil. Accent pe 2. Zice, mai precis, cred că există ceva și respect în special partea etică din creștinism, dar practicarea riturilor specifice încă nu m-a convins. E de la filozofie, de la dumneavoastră, vedeți cum... Hai să încep cu sfârșitul. Vedeți că sunt foarte multe persoane, instituții care propun o schimbare a valorilor morale. Da? Venim cu un nou sistem de valori. În numele cui? Întrebarea este, în numele cui? Da? Ce îți susține sistemul moral? Religia are această calitate, că raportează un sistem de valori morale la o entitate supranaturală și îți dă și un fel de garanție, o presupune că acea ordine morală vertebrează întregul univers, nu este o plăsmuire trecătoare, valabilă într-o anumită împrejurare, fiind ține de esența universului, creat de un anumit legiuitor. Dacă reduc, am citit și eu articolul despre asta, dacă reducem religia la un sistem de valori morale, evident, nu contează mai mult decât alte sisteme. Atunci, mă rog la Sfântul Seneca, la Sfântul Diogene din Sinope, adică pot îmbrățișa at will, în mod liber, orice sistem moral. Că nu există nicio constrângere în a alege un sistem sau altul. Însă religia vine cu un temei, un fundament. Sunt mai multe sisteme morale, dar acesta este vertebrat de principiile de organizare, de ordine, ale logosului, ale lui Dumnezeu. După aceea, diferența dintre hardware și software. Bun, ziceam că trebuie să facem inclusiv ajustări la nivelul hardului pentru a rula anumite softuri. Că eu vă spun adevărul, dacă trăiți ca niște îmbuibați, nu lăsați mintea să funcționeze foarte bine, fiindcă știți prea bine, resursele organismului sunt drenate spre organele care sunt solicitate. Noi dacă mâncăm foarte mult, evident, resursele organismului vor merge spre aparatul digestiv și mintea noastră va fi privată de energie. Deci trebuie să avem grijă și de hard pentru a avea un soft bun. Dar e vorba acum, avem grijă de softurile care rulează pe hardul nostru. În primul rând să nu lăsăm erorile să intre în mintea noastră și să fie acceptate. Există riscul
ca unele persoane să-și formeze personalități scindate, fragmentate, astfel încât să-și poată împăca anumite credințe cu anumite comportamente care intră în contradicție cu ele. Martin Luther a fost oripilat de abuzurile din Biserica Catolică și a propus o reformă. Iar el, marele reformator, într-o anumită împrejurare, a făcut pogărăminte pe care nici Alexandru al VI-lea Borgia nu le-a făcut. Un prinț care îl proteja, avea soție, avea și o amantă, dar amanta ținea morțiș să fie soția și nu amanta lui. Și atunci Martin Luther s-a folosit de un subrefugiu și a spus: uite, îți acord o dispensă, așa cum Dumnezeu a acordat patriarhilor. O iei de soție pe amanta ta, dar discret. Ea știe că e soția ta, dar publicul nu trebuie să afle pentru a nu provoca scandal. Acum stau și mă întreb, este în regulă? Sunt în regulă, rulează bine softurile în mintea unui reformator care strecoară țânțarul și înghite armăsarul sau cămila? Cămila, da. Deci, e foarte periculos să lăsăm în mintea noastră să se amestece lucrurile, să intre eroarea. În logică, și închei cu asta, răspuns la această întrebare, în logică se spune așa: dacă într-un sistem consistent, formal consistent, a fost acceptată o singură falsitate, una singură, o singură propoziție falsă, sistemul explodează, fiindcă există regula ex falso seguitur quod libet. Din fals urmează orice. Odată ce ai acceptat o falsitate evidentă, recunoscută în calculatorul tău, pagubele vor fi incomensurabile, fiindcă acea singură eroare va măcina tot. Acum nu se mai vorbește despre erezii. De multă vreme nu se mai vorbește despre erezii. Poate fiindcă nici nu se conștientizează acest pericol pe care îl au aceste erori încorporate, pe nebăgare de seamă, în sistem. Și atunci o să apară o groază de baguri, o groază de ecrane albastre, s-a blocat. De ce? Fiindcă, pe nebăgare de seamă, am acceptat aceste erori. Mai avem vreo intervenție din partea... Așa, dacă nu ne apropiem de încheiere. Da, mă gândeam la ce spunea odată, apropo de certitudine, mă gândeam la ce spunea domnul Andrei Pleșu, cred, într-o conferință. Zice, e mai interesantă calea decât ajungerea la certitudini absolute. Și oricum, când vezi oameni cu certitudini absolute, trebuie să te întreb despre, să spunem așa, cât de solidă este convingerea, să spunem, convingerea lor. Dar el cita cuvintele lui Iisus care zice: eu sunt calea, adevărul și viața. Credința noastră sau drumul nostru de credință este, e o cale. Nu? Credința este o cale. Sunt oameni care se blochează în acest drum, în numele unor certitudini absolute pe care le au. Și aceștia nu mai cresc, nu mai evoluează din punct de vedere spiritual. Ori în momentul în care noi acceptăm provocările, sau cum ați spus, lăsăm dubiul să lucreze, da? Acesta ne permite să ne rafinăm credința noastră religioasă și să ajungem la convingeri mult mai solide. De aceea e mult mai convingător un creștin care trece prin exercițiul acesta al întrebării decât un creștin, eu știu, care are argumente foarte puține și nu e în stare să le exprime foarte bine. Pentru noi, eu, din punctul meu de vedere și cum am perceput această seară, am perceput-o ca pe o seară specială, foarte diferită de întâlnirile și conferințele noastre obișnuite. E o seară în care se întâlnește religia, credința,
cu o perspectivă, să spunem așa, filozofică și iată, cel care ne-a vorbit este un logician, cum scotea în evidență foarte bine părintele Bogdan. Noi ca și biserică vom avea de câștigat dacă vom iubi dialogul cu oamenii de știință, oamenii de cultură. Domnul Fârte este și un om al religiei și un om al științei. Și știe să prezinte lucrurile într-o sinteză foarte, foarte elegantă și foarte atentă. Aș spune invers, dacă noi ne închidem în pozițiile pur spiritualiste și spiritualizante, fără să arătăm interes pentru acest dialog, fără să intrăm într-un dialog real cu lumea în care trăim astăzi, vom avea de pierdut foarte mult. Vom avea în schimb de câștigat în măsura în care ne lăsăm observați, pentru că lumea oricum ne observă, ca biserică, ca o comunitate de credință, oamenii ne observă, ne analizează și iau o decizie pro, contra sau poate indiferent. Aș încheia aducând câteva mulțumiri. Mulțumim în primul rând, domnule profesor, pentru că ați acceptat invitația noastră în această seară. A fost, spun, o seară specială, să spunem așa, un conținut foarte consistent pentru înțelegerea pentru tuturor. Și mulțumim și pentru pertinența argumentării și pentru estetica discursului. Este o estetică cu totul specială. Mulțumim episcopului nostru Iosif Păuleț, care, preasfințite, ați dorit Centrul Cultural Catolic. Iată, începem să lucrăm. Și mulțumim pentru încrederea acordată și pentru că ne susțineți. Mulțumim părintelui Daniel Iacobuț, care a avut grijă ca lucrurile să meargă bine aici. Mulțumim părintelui Eduard David, responsabilul oficiului pentru pastorația tineretului, care s-a îngrijit pentru ca această seară să arate atât de bine. Mulțumim dumneavoastră tuturor pentru că ne-ați onorat în această seară cu prezența. Și închei cu un cuvânt al lui, cu un gând al lui Martin Buber, care spunea așa că viața înseamnă în sine, în esența ei, begegnung, adică întâlnire. Noi suntem suma întâlnirilor noastre și există întâlniri care lasă o amprentă profundă în viețile noastre. Îmi place să cred că în această seară, datorită domnului profesor Fârte, am avut parte de un astfel de moment special de întâlnire care lasă în mintea și în simțirea noastră o amprentă specială. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru această seară specială. Mulțumiri tuturor! O seară frumoasă tuturor și vă așteptăm cu drag și la alte momente când veți aduce preocupările și întrebările dumneavoastră.